Salutare, dragilor! Marinescu is back de data asta pe 25 iulie în Next Fighter 7. Pentru prima dată când am pășit în cușcă, am fost, consider eu, foarte curajos, pentru că n-aș fi crezut că pot să fac acest pas, dar așa cum mă știu eu, cum mă știe familia mea și cum mă știți fiecare dintre voi, cei care vă uitați acum la mine și la noi, sunt un curajos. Sunt un warrior, așa cum am spus, și am de gând să demonstrez încă o dată și să aduc a doua victorie în dreapta mea. Să vorbim un pic despre adversarul meu, nu am o părere foarte bună despre el. Știu că are probleme în referitoare la relația pe care o are cu, sau a avut-o cu Simina, dar n-am o părere bună despre el ca om, ca persoană în viața reală, dar ca luptător nici atât. A avut două lupte în care am văzut că și-a dorit, dar în care am văzut că nu a avut timp, în care am văzut că s-a înmuiat, în care am văzut că nu a dus loviturile. Am venit astăzi în cușcă, am intrat, am luptat fără chef, am pierdut. Dragul meu, în momentul în care pășești în cușcă, trebuie să fii ready, trebuie să fii cel mai pregătit din viața asta ca trăire și ca dăruire, da? Deci fii puțin mai atent și haide să facem un meci frumos, te rog eu mult de tot, da? Că n-am cu cine să mă lupt. O să mă lupt cu Simona, o să mă lupt cu Pitbull, cu cine să mă lupt? Vreau să mă lupt cu tine, dragul meu. Sper că ești ready pentru aventura asta, pentru meciul cu mine. Îți zic eu, am o inimă de leu și nu o să dau un spate de la absolut nimic. Îmi păzesc orgoliul și spatele mai mult decât orice pe lumea asta. Te pup pe fratele tău și hai aici. Ne vedem live pe YouTube pe data de 25 iulie, alături de mine, alături de oponentul meu, dar și de azi luptători. Așa că ne vedem toți într-un număr cât mai mare, 25 iulie, haideți cu noi!